Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne mușcăm limba, pentru că domnul polițist șef Nechita de la Vaslui, care a luat nota 3,44 la examen, este premiant. Are coroniță. Sau printre premianți, nu știm exact dacă au mai fost și alții, dar 3,44 pare a fi o notă mare. Practic a luat de peste 3 ori mai mult decât un alt șef de poliție. La mie dinți, șeful inspectoratului județean de poliție, și el numit interimar. Fiecare inspectorat are cât un șef. Pare că majoritatea toți sunt numiți la șto, interimar, ca să-i țină din scurt. Să-i țină în priză, da. Și cum vor să se titularizeze pe post? Îi deranjează subiectele de la examen. Băi, ce situație. Bun, comisarul șef Costin Tuică. Eu am verificat, mie mi-apare Costin Tuică, nu Tuică, dar e Costin Tuică. Domnul comisar șef Costin Tuică a participat pe 30 martie la un concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al instituției pe care o conduce. Deci și el tot pe postul de subordonat al lui însuși. Oamenii cred că își cunosc ce limitele. Ei? Adică de apreciat că au totuși o anumită modestie. Mă, nu, mă, șef, nu. Mă, da, adjunct ar fi o treabă. Adică dacă sunt șef interimar, poate ajung plin. Și dânsul, cum spuneam, s-a dus acolo la examen, comisarul șef Costin Tuica, candidat singur, ca și dânsul, ca și domnul Nechita, însă spre deosebire de domnul Nechita, care, vă spun, a făcut o performanță maximă în comparație cu domnul Tuică, a obținut nota 1, scrie nota, scrie actual mehedinți.ro. Deci domnul Tuică, candidat singur, a obținut nota 1, deci pozitiv e că totuși că a găsit sala de examen, asta i-a adus un punct din oficiu. A copiat. Nu știm ce a făcut. Pe vremea mea, unul luai doar dacă copiai. Altfel luai doi. Bă, poate au spus că e numărul 1. Eu când copiam, luam mai mult de 5 întotdeauna, nu știu. Dacă te prindea, mă refer. Da. E, serios, eu nu înțeleg. Adică aș putea înțelege toate chestiile astea. Bă, uite, era destinat sau l-au numit pe ăla acolo. A luat, uite, 3,44. S-a luptat. Înțeleg. Da, deși e puțin, dar să zici, uite, băi, a luat, n-a fost de 10, uite, a dat examen și a luat 6, sau 7, 20, sau... Un elev feminin de nota, știi? Pentru că sunt de ani de zile pe funcțiile alea, bănuiesc. Asta e, nu, deși sunt cam de 6 luni, 3 luni, 5 luni, dar sunt în poliție de multă băi, vreme. Da, în poliție mă refer. Da, exact. Bă, dar ce e în capul unui om care ia 1? Da, nu-mi dau la examen. Asta serios e. Acum. Deci domnul ăsta Tuică a fost înainte șef al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Mehedinți. Îți dai seama, deci trebuie să aibă habar de treaba. Eu cred că atâta șefie l-a făcut să uite de meserie. Scuzați riba. Pare să. Adică nu reușește să ia notă nici măcar de trecere la examen, totuși ai fost șef multă vreme, ești în poliție de multă vreme, vorba lui Zaf, șef la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și te duci la un examen de poliție. Trebuie să fii ca da, să îți dă din poliție, din legislația respectivă, din activitatea de polițist, din ce faci tu în principiu, zi de zi. Așa chiar credem noi. Cum așa credem? Am zis data trecută din care erau temele. Eu fi dat greu, mă. Ora greu ce, bolă băi, pe el că și-a permis să dacă a făcut de unul, băi, unul din oficiu, înseamnă că n-a făcut poate nimic. Nu, eu fi dat de medicină, eu știu ce i-a dat. Are cineva examenul pentru posturile astea, o foaie, un exemplu de foaie de... Subiectele. Subiectele, da, că... da. Și ăsta sigur a copiat, că n-avea cum să ia unul curat. Nu, a poate... copiat, l-au prins. Nu, singura speranță e că nici nu s-a dus. Asta e, singura speranță e că nici nu s-a dus și atunci nici măcar că a găsit sala i-au dat. Sau poate a protestat. A dat foaia goală în semn de scârbă. Mi-e scârbă de aceste subiecte. Sistem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.